Direcția Publică de Protecție Socială Târgu Jiu va acorda și în acest an un ajutor pentru încălzire persoanelor care au nevoie de acesta. Familiile cu un venit net ce nu depășește suma de 750 de lei pe membru pot solicita primăriei municipiului ajutorul pentru încălzirea locuințelor cu gaze naturale, energie electrică ori combustibili solizi pentru sezonul rece 2020-2021. Cererile pot fi depuse începând cu data de 19 octombrie pe tot parcursul sezonului rece. Cuantumul ajutorului primit va fi același ca și în anii trecuți și se va acorda pe o perioadă de 5 luni, respectiv din noiembrie până în luna martie a anului viitor. Solicitările pentru ajutoarele de încălzire se pot depune începând cu data de 19 octombrie. Este vorba de un ajutor care se acordă acelor persoane ce nu depășesc un venit de 615 lei lunar pe membru de familie. Ajutoarele se acordă pe baza cererii întocmite de titular, însoțită de actele doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, precum și alte acte doveditoare privind locuința sau bunurile deținute de aceștia, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale. În cazul ajutoarelor pentru încălzirea locuințelor cu energie electrică, se vor efectua obligatoriu anchete sociale în toate situațiile, în maxim 15 zile de la data înregistrării cererii, pentru verificarea sistemului de încălzire utilizat. Cererile vor fi primite la cluburile vârstei a treia din strada Olteniței și din strada Mioriței, dar și la sediul Direcției Publice de Protecție Socială. Aceste ajutoare se acordă pentru o perioadă de 5 luni, începând cu luna noiembrie și până în luna martie. Solicitările se depun pentru încălzirea pe bază de energie electrică la sediul DPVS aflat vis-a-vis de piața centrală. Solicitările depuse până în data de 20 noiembrie vor beneficia de ajutor și pentru ultima lună de toamnă. Ajutorul de încălzire se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.